Ce rebel, oase, ce faci mă băiatule, ce-i cu tine? Pa aici, pântește, mă duc până în India. Păi, cine ai rămas în țară să dansezi, să faci treabă, să... Aici, mâna dreaptă, a mea, ce rebel. Ce rebel, ai plecat ca la război, tată. Păi da, adică alte haine n-aveam în costumația asta, nu erau spălate, sunt încă umede în bagaj. Câte perechi de chiloți ai? 11. E bine, pentru și... Pantofi? Ciorapi? Da, pantofi, pantofi nu. Ciorapi, încălțări, vreo două, vreo trei. Ciorapi ce avem în picioare. De noi spălăm, nouă ne place să ne spălăm lucrurile. Da, lui îi place să spele. Aha, și tot așa cu încălțămintea asta. Da, este cea mai bună încălțăminte, crede-mă. Nu cine era de la sfârșit. E cea mai bună încălțăminte în cazul meu și în cazul Oase, dar la costumația asta... Eu sunt mai bine înălțime, eu sunt bine. Ești pe fașa. Te-ai documentat în ceea ce privește mâncarea tradițională asiatică? Da, degeaba mă documentam, pentru că noi nu apucăm să mâncăm mâncare tradițională asiatică. Noi o să mâncăm ce apucăm, adică cu după jos, cu... Nu serios acum, vorbesc că... Nu serios, adică... Rus, adică despre asta e vorba. Cred că o să fii puțin mai slab, nu? Sper, adică am dat bani să merg de show-ul ăsta doar ca să slăbesc. Adică mă bani... lasă pe mine acolo, la asta se referă. Te-a pus să googlești? India arată extraordinar de frumos și Sri Lanka la fel, dar dacă scrii lângă India și trafic, o să vezi realitatea unde mergem noi. Da, ce oraș ți-ar plăcea să vizitezi în India? Eu știu, New Delhi, bănuiesc că o să ajungi acolo, Mumbai? Da, Doftana și... Care mai Mumbai e de văzut. Da, păi... Bollywood, mă, la Bollywood vreau să merge. Da, practic aceeași atitudine pe care am văzut-o pe tot parcursul show-ului din partea Cerebel și Oase. Este clar că nu ați avut de apărat nicio imagine, în ideea că oricum aveați o imagine bună, nu trebuia să jucați un rol, nu trebuia să purtați o mască, cum am văzut pe la alte... Nu la voi, nu la voi. Păi și pe la cine? Că-mi place vârfa. Am tot venit aici pe parcurs. Hai zi, Dane, că suntem exemplu, aici pe canapea vârfelor. Nu mi-a plăcut atitudinea lui Jojo în tot acest... Serios? Mie unul nu mi-a plăcut. E că n-a venit aici să vorbiți voi față-n față. Nu, au mai fost oameni care n-au venit aici. Nici Paul n-a venit aici, săracul a avut... numai bile albe de... Eu am avut o imagine adunat de apărat și am lăsat-o la Oase și mi-a apărat-o extraordinar de bine. Da, e nu ideea că ea săraca nu și-a apărat imaginea, Jojo, nu și-a apărat-o și-a cam distrus-o. Dar mă rog, na, fiecare cu strategie. Da, acestea au fost gândurile cu care plecați în... Deci durdulii eram când am plecat? Durdulii. E, o să postăm și noi seara asta sau mâine, când postăm, când am venit înapoi în țară. Atunci a fost minimum de kilograme. Deci noi am cerut, deci eu am venit cu 11 kg minus. Asta ca să se înțeleagă foarte clar. 11 kg minus. Am ajuns în aeroport și acolo am rugat familia și prietenii dragi să ne aștepte în aeroport cum? Cu ce? Alcool? Zi? Alcool, două beri, special ce bere, dar nu dăm branduri, chifteluțe, vinete, Icre? Icre, da, stai așa. Cum crezi? Le-am așezat pe toate pe troller în mijlocul aeroportului. Când ne-au așteptat, am pus trollerul jos și am luat masa așa fix în aeroport. Acolo, bă, acolo! Ce aroganți, mă! Pătupeu! Au câștigat și de aia. Da. Păi da, adică așa a fost. O să vedeți poza.